dar legate de mediu. De exemplu, avem ozonizatoare care folosește plasma rece și care ne apropie foarte mult de elementul natural. Avem dispozitive energetice, vehicule speciale, cam așa s-a lucrurile anul ăsta. În orice caz, prevăzând că Alba Iulia o paletă frumoasă în peisajul românesc și le-am spus și celor din afară că fără Werner von Braun, care a făcut programul spațial american și care a fost pornit de Hermann Oberge la noi și de Nicolae Văidean și fără ecuațiile profesorului Mangeron de la Iași, nu era posibil vorul cosmic. Ambasadorul francez a vorbit despre contribuția românilor la cultura franceză și noi încercăm prin fundația pe care am să adunăm toți copiii supraajutați, de fapt ar fi și scopul, și avem destui și în județul Alba, și să încercăm mișcarea acestei țări. Perfecțiunea nu există decât în cele, de aceea noi încercăm să ajutăm să putem prin această idee.